Cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Cei cu Andy sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie, la colegi, toți știu farsele mele. În afară de lor, vreau să mă păcălesc, să bat toate recordurile. Cei cu A, spune cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune, spune, spune cei cu A, spune cei cu Andy. La fermă. În ultimele zile am învățat ceva. A luat-o în parte. Cred că-l văd, nu-l lăsa să scape. Și anume că frumusețea se află în ochii privitorului. Mă rog, fantastic, păcălit de un porc. O bombă în baie? Știu că gen te enervează câteodată, dar... Nu, o bombă de baie. Tu zici cartof, eu zic cartofo. E vorba de chestiile alea parfumate pe care le adoră fetele. Numai că asta a fost, mă rog, puțin modificată. Mă înțelegi? 5, 4, 3, 2... O secundă! Eu îi zic bomba cu surprize din baie a lui Larkin. Chiar că e o surpriză. Wow! Și sunt legale bombele astea? Nu există niciun loc în casa asta în care să nu se ascundă vreo farsă de-a lui Andy? Da, și sunt inofensive. Dar când adaugi un spumant... Ce e cu mirosul ăsta? Apă de cățeluș umed, grozav, nu? Ador magazinul virtual al lui Joke. Tocmai când crezi că s-a terminat, se mai lovește odată. Toate premiile mele pe care le-am luat în timp au fost afectate? Anii mei de glorie! Frida, liniștește-te! Sunt sigur că se poate curăța! Andy! Tu, în bucătărie? Mi-a părut bine! Hai, mamă, spumantul n-a făcut rău nimănui. Te speli doar cu el. Și mirosul ăsta? Bine, sunt de acord că este un ușor iz, dar va ieși eventual. E timpul. Nu, stai, mamă, te rog, vrei să vorbim? Mama ta are dreptate. De data asta ai depășit măsura. A fost prea mult. Asta e prea mult? Stai să... Alo? Vere Elwood? Nu vreau la fermă! O să mergi la fermă, o să mergi la fermă, hi-ha-ha-ha-ha, o să mergi la fermă. Tată, nu crezi că este suficient că merg la fermă? De ce trebuie să o supor și pe Jen cu cântecele ei? Lasă că o să ai ocazia să reflectezi la fermă asupra tuturor faptelor tale și să schimbi comportamentul. Ce este asta? O frânghie de 2 metri elastică cu nod, praf de scărpinat, lipici, ochelari cu raze X și cartea Farsele sunt viața mea de Andy Larkin. Nu prea cred. Doar haine. Oh, pietul Andy Pandy, nu o să aibă jucărioarele lui la ferma fraierilor. Jen, am primit notele tale. Notele la algebră și fizică sunt foarte mici. Cum am reușit? Păi, Andy, deși ai făcut o groază de farsă, te primesc în anul următor cei de la școală. Dar tu, domnișoară, este inacceptabil! Nu pot să cred! Hai, mamă! Am avut multe activități în afara școlii, da! Și oricum nu va afecta admiterea la majorete. Dacă nu ți-ai fi pierdut timpul cu prietenele, asta nu s-ar fi întâmplat. Mergi și tu la ferma vărului Elwood împreună cu fratele tău. Ce? Și purcelușul ăsta a mers la ferma fraierilor. Îmi pare rău, Jen, dar încă miroși urât. Nimic nu se compară cu condusul în afara orașului, nu-i așa? Aer proaspăt. Ce este mirosul ăsta? În cele din urmă ți-ai dat seama cu miroși? Andy, crede-mă, anul acesta va fi o recoltă extraordinară de fân. Fermierii vor fi foarte încântați. Care e secretul mirosului ei? Gen numărul 5? Nu vrei să încetezi? Bun venit în Nowersville, unde toată lumea miroase urât. Vere! Ce mă bucur să te văd! Al, ce mai faci? Frida! Oh!
Arăți la fel de bine ca întotdeauna. Andrew și Jennifer, să vă privesc. Înalți ca niște concent de porumb. Ce parfum folosiți voi, orășenii? Spune-mi. Gen numărul 5. Ne bucurăm că suntem aici, Vere. Cu ce te-ai parfumat? Holstein, 2005? De parcă! Lucrurile s-au mai schimbat de la ultima voastră vizită. Nu mai avem vaci deloc. Păi și ce creșteți acum? Păi, haide să vă arăt ce creștem. Nu sunt frumoși, frumoși. Sunt porci! Ce-am făcut ca să merit asta? Ai pierdut timpul vorbind la telefon cu Terry și ți-ai scuturat cam mult pampoanele, așa încât notele tale au scăzut, iar acum stai în mijlocul Albertei, holbându-te la porci. Știu ce am făcut, da! Da, e cel mai simplu să crești porci. Le place să stea în noroi și în gunoi, să mănânce, să stea întinși și să se îngrașe până când sunt gata să-i vindem. Înțelegeți ce spun? Păi, sper să vă fie de ajutor, copii. Ajutor? Eu ar trebui să învăț. Nu vă faceți griji. Profitați liniștiți de cele două săptămâni fără de copii. Fiți cuminți! Gata, să ne apucăm de treabă că avem multe de făcut. Ziua durează nu mai mult de 12 ore. Timp în care, bineînțeles, trebuie să muncim, să muncim. Parcă spuneai că viața la fermă e ușoară. E simplu pentru porci. Dar cineva tot trebuie să facă curat. Adică trebuie să atingem excrementele? Veți atinge tot ce intră și iese dintr-un porc și tot ce ține de porci. Înțelegi ce spun, fata mea? Ei, hai! Trebuie să vă găsesc neapărat niște mănuși și niște măști. Câteodată mirosul de amoniac te face să leșini. Și totuși... Deși poate că porci ar trebui să poarte măști după parfumul vostru. Ca să vezi. Cred că Buster te place, Jen. Îți faci prieten din prima zi. Bravo, Jen. Andy, băiete, potolește-te. N-ai niciun echipament pentru farse, măcar. Bă, și ce dacă ai mai făcut tu farse și fără echipament? Dar cui să-i fac o farsă? Măi, cui? Sigur, Jen e favorita biata de ea, dar e o farsă... Dar o farsă nu e destul de bună dacă nu are audiență mare, nu? Minunat, voi fi considerat un geniu al porcilor, dar cred că e bine și așa. Porcul ăla mare mă nebunește! Mă urmărește oriunde mă duc! Vor fi cele mai oribile săptămâni din viața mea! O zi grozavă, da? Avem multe de făcut azi. Acum, înainte să vă apucați de treabă, vă anunț că azi vom primi un oaspete important. Cocina trebuie să strălucească, asta vreau, ca în razele soarelui. Acum, Andy. Ce? Părinții tăi mi-au spus că dacă nu te țin ocupat, o să revii la vechile tale farse. Promit că nu revin la vechile farse. Foarte bine. Dar ca să mă asigur, vreau să mutați toți porcii în hambar și să faceți foarte bine curat în locul în care au stat ei. Apoi să scoateți gunoiul, să puneți fân pe jos și să băgați porcii din hambar acolo unde au fost înainte. Vreau să scot gunoiul din coteț, să mătur și apoi să dezinfectez foarte, foarte bine locul. Da, cred că am înțeles. Și ce ar trebui să facă domnul doctor Doolittle aici? Jane, te ocup de gătit. Gătit? Ce e asta? Ai putea să încep cu cele 50 de kilograme de cartofi de acolo. Vere, Elud, îți reamintesc, am venit ca să învăț, să învăț. Dacă nu, părinții mei vor fi foarte nemulțumiți. Jane, cred că ai dreptate. Îmi cer scuze despre asta. Trebuie să te simți ca acasă, Andy. Asta înseamnă război. Dacă nu te deranjează, eu vreau să învăț. Haide, găsește-ți un satelit sau ceva de genul ăsta. Urăsc fermele de porci! Mulțumesc! Pauză!
În sfârșit! Andy? Jen? Să vă fac cunoștință cu o persoană foarte specială. Nu doar pentru mine, dar și pentru toată lumea porcină. Doamnelor și domnilor, vi-l prezint pe prietenul meu, Raul Olivier. Ha? Raul? Este un crescător de porci din Bolivia, a? Spuneai că a fost crescător de porci? Si, señorita, le fel elvo. Vai, ador fermele de porci. Nu vrei să-mi povestești? Oh. Haide! Măi, loco! Fermele de porci din Canada miros precum caței uzi. Farsa clasică de fiecare dată este de partea mea. Sigur că nu mă pot lăsa păcălit de un porc, dar ce să fac și cum să fac? So que el puerco dijo lo que hace yo me parezco, eh? Un polo! Señor Elvo, sunteți foarte amuzant. Hei, cu siguranță! Ce glumă bună! Mai vei piure, Raul? Eu am curățat cartofii. Jane, o prietenă de-a ta, o cheamă Terry. Oh, am nevoie de asta. Mă întorc imediat, Raul. Andy, e o poveste amuzantă, nu? L-am cunoscut pe Raul pe internet. Îți vine să crezi? Pe un chat despre porci. Și l-am invitat în Canada ca să vadă cum procedăm noi cu porcii. Si, să-l cunosc pe senor fan. Fantastico! Ăsta-i numele pe care Raul l-a dat lui Buster, prietenul lui Jen. Vere Elud, zgomotele porcilor în telefon. Senior Fantastico e porcul lui Jen? Păi, cred că da. De ce? Are ceva special? Oh, senor Andy, quel porco! Mucho puternico, mucho mare și tatăl multor porceluși. Aș face orice, numai să am un porc ca al surorii dumneavoastră. Orice? Dă-mi voie să vorbesc cu Jen, sunt sigur că o să iasă ceva. Un triunghi amoros, n-aș fi zis asta niciodată, dar asta va rămâne în istoria porcilor. Am vorbit cu Jen despre senior Fantastico. Si, si, ce a zis? Păi i-am spus că de mult îți place și a spus că oricum s-a săturat de porc. E tata porci? Aie caramba! Știu, dar asta a zis. Se gândește să ți-l dea ție pe Buster, însă nu e foarte convinsă de asta. Por favor, ce să fac? Încearcă să te porți foarte frumos cu ea și de restul mă ocup eu. Claro, mi amigo Andy. Voi face cum zici tu. Cursa a fost întinsă, momeala a fost pusă, nu mai lipsește decât iepurele. Deci, iepurele ăsta, Jen, tocmai am vorbit cu Raul. Raul! Relaxează-te afară. Ia ghicește, a zis că ești grozavă. Eu? Grozavă? Cred că te place. Adică, chiar te place, crede-mă. Serios? Absolut. A fost evident din momentul în care v-ați cunoscut. E o legătură foarte strânsă între voi. Foarte frumos. Foarte bun, foarte bun. Senor Andy, sora dumneavoastră este de acord. Mă port foarte, foarte bine cu ea. Da, Raul, Jen a spus că ți-l dă cu plăcere pe senior Fantastico la un preț bun. Oh, nu! Și cât vrea? Eu nu am mucho dineros. Dar nu bani. Tot ce-și dorește e inelul tău. Dar asta este nimic.
L-am luat dintr-un automat din aeroport. Dar dacă asta vrea, dă-i lui Jen și mulțumește. Cred că ar fi mai bine să îl dai chiar tu. E în camera ei. Te sfătuiesc să stai în genunchi când îl dai. Andy Larkin, când ai realizat că ești cel mai mare farsor din întreg universul, oarecând? Ei bine, Andy, trebuie să spun că a fost în acea zi de vară când, cu un porc și o farsă, am făcut cea mai mare farsă din viața mea. Mă rog, și a întregii familii. Căsătorită? Căsătorită? E prea tânără! Mai are multe de învățat! Nu poate să fi făcut această nebunie! Ce prostie de a se mărita! Hei, noi suntem căsătoriți! Ah! Da, suntem. Senorita Jen, sunt cel mai fericit bărbat din lume. Când facem nunta? Oh, cred că ar fi grozavă în primăvară. Flori multe, dar și toamna ar fi drăguț, că sunt multe frunze. Nu e cam mult? Chiar trebuie să așteptăm. Hombre știe ce vrea și asta e tot ce contează. O vom face chiar acum. E așa de romantic. Da, da, chiar acum. Da. Dar cine să oficieze ceremonia? Ceremonia? Ce e ceremonia? Știi ceva, Jen? Am auzit că un fermier din Alberta poate face asta la fel cum un capitan o poate face pe vasul lui. Oh, este perfect! Oh, mă duc după vărul Elwood. Despre ce ceremonia păi, vorbește? Păi, Raul, în Canada, când un porc își schimbă stăpânul, este o ceremonie. O ceremonie de adoptare a porcului. Madre de porc, yes. Păi, canadienii luați porcii mucho serioso. Cred că e o glumă. Nu are sens. De ce s-ar fi hotărât să se mărite așa de repede cu un tip pe care abia l-a cunoscut? Poate că vrea să le pedepsească pentru că am adus-o aici. Oh! Hei! Hei, hei! Pe câinele lui Mouse. Jen, ce vor zice părinții tăi? E cam greu de reprodus ce au zis. Se auzeau mai mult niște urlete, așa că am închis și am sunat-o pe Terry. Dar sunt sigură că se vor împăca cu ideea. Știu și eu, poate că ar trebui... Dar vreau să mă mărit! Bine, bine! Mulțumesc! Trebuie să plec! Nu suport să văd plângând pe nimeni! Și în niciun caz o fată! Aproape am ajuns! Sper că nu prea târziu! Frida? Bine, Vere Elut, stai aici. Iar tu, drăguțele, stai aici. Drăguț, drăguț. Chestie porcească. Acum florile, flori, flori. Andy, unde sunt florile? Păi, acum florile le-au mâncat musafirii. Minunat! Nu putem oficia ceremonia fără flori. Ba putem! Ești la fel de frumoasă ca o floare. Ești mult mai frumoasă decât razele de soare dimineață la mine în bucătărie. Bine, știi cântecul miresei? Nu, mai bine mișcă, mișcă, mișcă barca. Mai contează, cântă doar. Te-a prins? Dragii mei iubiți, noi... Și tu ești dragul meu, e cea mai fericită zi din viața mea. Oh, Raul! Abia aștept să merg acasă cu noul meu porc. Grăsun! Ce? Cum? Opriți nunta chiar acum! Mama! Ce nunta? Nu e nicio nuntă! Cum adică nu este nicio nuntă? Și atunci ce se petrece? Este la ceremonia de adopție a unui porc de sigur. Ceremonie de adoptare a porcului? Si! Sunt pe cale să adopt... Senor fantastico! Ha? Credeai că nunta noastră e de fapt o ceremonie de adopție? Credeai că mi-adopți cel mai bun porc? De parcă... Oh. Mama! Copilul meu!
Te simpatizez, Raul. Suntem frați de porci. Dar nu ți-l pot da pe Buster. E cel mai bun porc al meu. Era prea mult ca să fie adevărat. Liniștește-te. E doar un porc. Ai dreptate, seniorit Gen. Îmi pare rău. Credeam că Senor Fantastico este al vostru și v-am dat inelul la schimb. Cine ți-a dat ideea asta nebunească? Ah, spune-mi! Nu se știe niciodată cine se îndrăgostește de tine și mai ales cine vrea să-ți prăjească șunculița!